Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de vineri, 22 martie 2024. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 22 martie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să-i se împlinească toate visele. Haideți să vedem ceșcuța noastră de azi. Iată așa arată ea pentru voi. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Dragii mei, iată cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, ceea ce înseamnă cel puțin o veste bună pe care o vei primi și azi, dragul meu, draga mea, o veste care te va scoate puțin din confortul vieții tale, da? Dar într-un sens benefic. Poate te va trezi la realitate această veste într-un sens benefic, dar văd că unii dintre voi chiar veți vărsa câteva lacrimi de bucurie aflând aceste vești, aceste mesaje. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce poate fi vorba în această citire. Unii dintre voi, dragilor, văd că vă veți bucura de independență financiară în urma eforturilor voastre constante. Ați ajuns și la acest rezultat frumos. Iar alții văd că veți primi un dar de bani și veți alege să vă îndepliniți un vis cu acest dar de bani. Noi începuturi văd pentru mulți dintre voi, atât din punct de vedere financiar, cât și cu ceea ce veți dori în celelalte domenii ale vieții dumneavoastră. Unii poate vă doriți o relație, alții vă doriți un copil, unii poate o casă mai mare sau o mașină. Toate aceste dorințe sunt firești și le puteți materializa în perioada care urmează. Puteți primi o veste, un mesaj, se poate confirma un anumit rezultat pentru voi, alții puteți începe un business al vostru, un nou început văd aici pentru voi. Alții puteți avea ceva de rezolvat, o situație care are legătură cu o casă sau cu o moștenire, veți primi ceva, se confirmă ceva din punct de vedere financiar, veți primi acea abundență pe care ați așteptat-o atâta timp în viața voastră. În casa voastră, dragii mei, văd furnici și mai apare aici cineva din zodia Rac, poate veți avea tangență cu o asemenea persoană din zodia Rac. Aveți legătură cu un drum, o călătorie, posibil să primiți vești de la un drum, de la cineva pe care l-așteptați să revină în viața voastră. Dragii mei, dragile mele, văd că persoana voastră este plecată la muncă în străinătate și ea stă doar cu gândul la tine în orice clipă. Muncește din greu ca să vă fie mai bine, dar se întărește singur sau singură cu gândul la tine și la copil, dacă aveți copii. Această persoană ți-a fost sortit sau ți-a fost sortită. Pentru mulți dintre voi, dragii mei, văd că veți avea parte de o reîntoarcere a persoanei iubite la voi după ce v-a trădat și văd că această persoană este chitită să vă facă curte. Da? Așadar, așteptați-vă la gesturi romantice din partea acestui partener, din partea acestei ființe, care nu a încetat nicio clipă să se gândească la voi. Dragii mei, dragile mele, văd că în casa voastră lăsați o greutate în spate și încercați cumva să vă reechilibrați situația, să aduceți lumină și bucurie acolo unde acestea îți lipsesc. Eliberezi piedicile și blocajele din calea ta și lași loc noilor oportunități să intre în viața ta.
Într-un punct, o săptămână sau o lună, vei reuși să faci ceva sau să rezolvi o problemă și te vei relaxa foarte mult. Mai văd aici cifra 3, poate pe această dată îți vei găsi de muncă sau va apărea ceva minunat în viața ta care te va bucura nespus de mult. Mai văd aici două femei, una slabă și alta mai plinuță și un bărbat. E posibil să fiți în energia unui trio și să faceți tot posibilul să ieșiți din el, să luați o decizie. Văd aici imaginea unei femei care se gândește la un bărbat, deși acest bărbat văd că ți-a cauzat durere, draga mea, suferință, văd că încă te gândești la el. Pentru unii dintre voi văd că un necaz a ieșit din casa voastră, dar și o sumă de bani a trebuit să plătiți. Multe energii toxice sunt pe cale să iasă, iar pe de altă parte văd că vor să intre altele în casa voastră. Mare atenție! Da? Veți bea din cupa dragostei în această perioadă, alături de partener, de parteneră. Dacă sunteți certați, da, vă împăcați, iar dacă sunteți departe unul de celălalt, să știți că vă veți întâlni. Mai văd aici o serbare, oameni fericiți care dansează. Poate tu cu partenerul, poate vă logodiți, bine, mai puțin posibil, da, acum în această perioadă, dar după ce va trece această perioadă, iar în familia voastră vă va merge din ce în ce mai bine. Veți avea noroc la afaceri sau în muncă. Văd aici un copil, se joacă cu o pisică, fiți atenți când pleacă la școală sau la grădiniță, pentru că aveți un dușman ascuns care i-ar putea face rău acestui copil sau să-i spună ceva care să-l sperie. În capul vostru, dragii mei, văd că aveți multe semne de întrebare. Chiar seara când vă culcați, aceste întrebări vă năpădesc. Oare cum să fac? Ce să fac să fie bine? Unde să mă duc? Poate nu munciți și vă gândiți cum să vă găsiți un loc de muncă. Văd că aveți datorii și vreți să le plătiți. Da, este foarte bine că vă gândiți la acest lucru pentru că în curând veți reuși să obțineți ceea ce vă doriți. Un trifoi, dragii mei, pentru că vă aflați în greutăți, în următoarea perioadă vă iese un noroc în cale și o să aveți uși deschise în fața voastră și veți găsi soluția tuturor problemelor voastre. Două aripi deschise asupra voastră, îngerii vă păzesc, acești îngeri or să vă ajute să vă căsătoriți la momentul oportun să fiți împreună, pentru că sunteți învăluiți de aceste aripi, cei care sunteți, iar cei care sunteți căsătoriți, dragii mei, îngerii, să știți că vă protejează, nu trebuie să aveți teamă de nimic, da? Pentru că nu s-ar putea întâmpla nimic din ceea ce voi nu doriți cu relația voastră. Pentru cei cu inițialele T, L, M, S și C, văd că scoateți din piciorul vostru o cizmă, veți scăpa de o greutate din viața dumneavoastră, poate îți găsești de muncă, poate ceva greu pentru tine s-a terminat, această greutate pleacă din casa ta, din sufletul tău, o să te ușurezi și tu și o să-ți fie din ce în ce mai bine. Foarte multe drumuri mai văd aici pentru voi, vă duceți, veniți, vă duceți, veniți, sunteți obosiți, uneori vreți să stați puțin, să vă trageți sufletul, să beți o cană cu apă, dar nu aveți timp, mereu alergați. Însă, dragii mei, trebuie să fiți atenți și la sănătatea voastră, măcar din când în când, pentru că altfel vă puteți îmbolnăvi. Cu sănătatea văd că vă merge bine, financiar tot bine, iar în dragoste sunteți ocrotiți de îngeri. Văd aici o inimă și o cupă. Pentru cei cu litera L sau M, poate sunteți voi aceștia sau partenerii voștri, vă iubiți și veți bea amândoi din cupa dragostei. Dragilor, văd aici o persoană pe care o veți cunoaște la prag de seară, când mergi la plimbare sau vei ieși la o aniversare în aer liber. Această persoană te va ochi de la început, îți va face ochi dulci, chiar dacă va avea o mare reținere la început în a veni spre tine, va reuși. O să aveți o relație frumoasă alături de această persoană, o relație care va merita toată atenția voastră. Un dușman, dragii mei, mai văd aici, care te pândește, vrea să te pună la pământ, dar tu, cu rugăciunile tale, te ții pe picioare, îngerii se țin departe,
se țin aproape de voi și țin acest dușman departe de voi. Un geam, dragii mei, stați cu ochii la geam, așteptați ca cineva să vină și două drumuri. Se pare că această persoană va trebui să străbată două drumuri, dar va veni într-un final la voi și vă veți căsători cu el. Poate veți rămâne însărcinate, dragele mele, văd aici pentru voi. Voi sau altă femeie apropiată veți naște un băiat slab, frumos și sănătos, care vă va bucura nespus de mult. Și mai văd aici un tren care este trenul vieții voastre, vă așteaptă să urcați în el spre a vă conduce spre destinația dorită. Dragii mei, dragele mele, văd că aveți foarte multe lucruri de făcut și nu știți cum să le faceți, dar să știți că veți reuși până la urmă. Da? Mai văd aici trei puncte în formă de trifoi. În casa voastră va intra dragostea, fericirea, acele lacrimi pe care le-ai vărsat se vor usca. Și mai văd aici o femeie în zodia Scorpion, poate fi mama, sora sau cumnata, vă ajută mereu când aveți nevoie, când vă plânge sufletul, ea citește rugăciuni pentru voi, aprinde lumânări pentru voi, ceea ce vă este de un real ajutor, dragii mei, dragele mele. Haideți să vedem și dorința voastră. Dorința voastră, să știți că se va împlini destul de curând. Și văd aici cum voi singuri alungați negativitatea din casa voastră, dar se pare că va începe să răsară soarele și în viața dumneavoastră. Vor începe, ca lucrurile vor începe să se așeze pentru voi așa cum ați dorit, așa cum ați gândit. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!